vorbesc, despre care o să vă vorbesc în continuare. Este o carte foarte neuzuală, pentru că reprezintă dialoguri, dezbaterea dintre doi oameni care nu pot dezbate nimic și care nu pot vorbi unul cu celălalt, pentru că divergența dintre ei este atât de mare încât dialogul nu este cu putință. Ea totuși există printr-o neînțelegere. Și vreau să vă vorbesc puțin despre preistoria acestei cărți. Personajele ei sunt un profesor de sociologie la Universitatea de Stat din Moscova, pe nume Alexander Dugin, care este un ideolog al Rusiei de astăzi, un om care oferă idei, sfaturi și îndrumare unei părți importante din elita politică a Rusiei lui Vladimir Putin. Este deci un filozof care funcționează într-un sistem universitar de stat și care are poziții oficiale, iar când nu mai sunt oficiale, pozițiile lui sunt de tipul sfătuitorul prințului, o tradiție importantă a zonei bizantine, pe care el o asumă astăzi, fie că o face oficial, fie că o face de pe poziții neoficiale. Celălalt, Olavo de Carvalho, este un filozof brazilian care nu ocupă nicio poziție oficială, care este deteritorializat. El și-a părăsit Brazilia pentru că mediul intelectual brazilian era sufocant pentru un om care este de orientare conservatoare, ori liberal-conservatoare ca a lui, care deci nu a găsit nicio audiență în țara lui și care s-a retras în Statele Unite, unde locuiește la o fermă, neavând nicio poziție oficială, în schimb, predând filozofia pentru oameni pe care îi găsește pe internet. Altfel spus, sunt oameni care intră într-un raport de perfect privat și voluntar cu el, care de la o fermă dă lecții de filozofie. Antiteza nu poate fi mai mare între un filozof privat și un filozof public decât aceea dintre Olavo de Carvalho și Alexander Dugin. Cum s-a născut această carte? S-a născut prin faptul că amândoi, Alexander Dugin și Olavo de Carvalho, au avut reflexii, ori interese, ori au mărturisit public prin cărți, articole sau prin lor de poziție, interesul lor față de gândirea tradițională. Gândirea tradițională este ceva care are de-a face cu nume precum Julius Evola și René Guénon. Deci este vorba de gândirea tradițională, care la noi în țară a avut, cum știți, ecouri culturale importante. Aproape toți intelectualii interbelici știau bine Guénon și știau bine din cultura germană pe Oswald Spengler cel puțin. Ca atare sunt cel puțin doi autori care în România făceau autoritate în mediile cele mai diverse, René Guénon și cu Oswald Spengler. Brazilia este și ea o țară care cunoaște un interes cultural față de gândirea tradițională, deci față de aceste două figuri importante, nu sunt singurele, mă refer doar la ele pentru simplitatea adresării, Guénon și Evola. Evola și Guénon fiind foarte diferiți, dar amândoi fiind critici ai modernității occidentale, pe care o traduc, o explică și o legitimează, critica lor, în termenii acestei tradiții care ar fi existat și la care fac mereu referință. E bine, pentru că de Carvalho și cu Dugin au avut interes față de gândirea tradițională, câțiva brazilieni au avut ideea să pună în dialog un rus care se referă la gândirea tradițională și un brazilian care se referă la gândirea tradițională. În ideea că ei se întâlnesc în critica pe care o fac Dugin Occidentului, Olavo de Carvalho, anumitor aspecte ale Occidentului, se vor întâlni pe tărâmul acesta al gândirii tradiționale. Ori nu puteau să o dea în bară mai bine decât au dat-o.
Pentru că oamenii sunt riguros ireconciliabili, iar așa presupusa conciliere a unui teren comun în gândirea tradițională nu poate exista în condițiile în care felul în care ea este revendicată de Dugin și felul în care ea este recunoscută de Carvalho sunt în sine, este acest fel, este în sine ireconciliabil. De ce este ireconciliabil? Ca să înțelegeți de ce, vreau să expun doctrina lui Alexander Dugin. Premizele, cum v-am spus, sunt aparent acelea tradiționale, genom, evola, kumaraswami, și nemulțumirea față de felul în care Occidentul, ca entitate culturală și civilizațională, s-a dezvoltat față de marile curente religioase care au existat dintotdeauna în culturile și civilizațiile lumii și, în special, față de creștinism. Deci, miezul discordiei este felul în care modernitatea se raportează, Occidentul respectiv, se raportează la tradițiile religioase și spirituale, la creștinism în particular. Declarația lui Dugin este următoarea. Eu sunt ferm împotriva valorilor occidentale, esențialmente moderniste și postmoderniste. Occidentul, după părerea lui, este centrul, citez, centrul epocii Kali Yuga, motorul și inima sa. De fiecare dată când voi cita, voi spune că citez, nu din pedanterie, ci pentru ca să distingeți ferm ce este excesiv delirant în textele lui, și să nu credeți că mi-aparține mie această interpretare, această parafrazare, ci este luată exact din el. Respectiv, reprezintă nu felul în care eu văd spiritul textului, ci felul în care el a construit textul în litera lui. Și acum doctrina. El spune în esență că sunt patru mari doctrine politice. Patru mari căi. Prima cale este liberalismul. A doua cale este comunismul. A treia cale este fascismul și nazismul. Și a patra cale este ceea ce propune el, Alexander Dugin. V-am făcut această descriere ca să știți unde situez discursul pe care îl veți auzi în continuare. Doctrina lui este următoarea. Comunismul, socialismul și fascismul au eșuat în lupta împotriva capitalismului. Este postulat faptul că împotriva capitalismului trebuie să lupți. Asta este o trăsătură clar socialistă, îți vine să spui, dacă nu ți-ai aminti că și naziștii erau anticapitaliști și chiar varianta italiană a fascismului era anticapitalistă într-o mai mică măsură, dar corecția pe care vreau să o aduc era aceea corporatistă. În fine, toate aceste variante de antimodernism au ca trăsătură comună anticapitalismul. De aceea, spune el, întrucât toate au luptat împotriva capitalismului liberal și toate reprezintă doctrine constituite anticapitaliste, ceea ce trebuie să facem noi este să construim o sinteză a acestor trei forme de luptă, două forme de luptă împotriva capitalismului, respectiv fascismul, nazismul și comunismul. Din comunism, spune el, care este a doua cale, trebuie scos ce e rău, adică ateismul, materialismul și cosmopolitismul. Și păstrat tot restul care e bun, respectiv solidaritatea socială, justiția socială, socialismul și atitudinea holistică generală, adică preeminența societății asupra individului. Toate aceste etichete pe care le auziți sunt ale lui, nu sunt ale mele. Comuniștii, susține el, nu au ucis. El combate presupusul genocid comunist rusofinez pe care, într-o etapă a dialogului, îl formulase Octavul de Carvalho. Din fascism, nazism, care este a treia cale, spune Dugin, trebuie scoase lucrurile rele. Acestea sunt, citez, rasismul, xenofobia și șovinismul. Și păstrăm tot restul care e bun.
Păstrând tot ce e bun în comunism și fascism nazist, obținem, spune Dugin, a patra cale, care se numește național-bolșevism. Național-bolșevismul, citez, reprezintă socialismul fără materialism, ateism, progresism și modernism, precum și a treia cale, adică fascism-nazismul, care este lipsită de rasism sau naționalism. Trebuie păstrate, spune el în a patra cale, atât dreapta valorilor, este expresia lui, cât și stânga muncii, este tot expresia lui. Asta ar fi național-bolșevismul. Deci un alt nume pentru a patra cale, adică teoria politică care ar trebui să stea la baza noii ordini mondiale pe care el îl numește eurasiatism și care ar trebui să se petreacă sub, la inițiativa și sub oblăduirea Rusiei, care este a principala putere, într-o alianță cu China, care reprezintă principala putere asiatică. Deci, în această a patra cale, care este național-bolșevismul, păstrăm tot ce este mai bun din nazism, fascism, respectiv comunism. Acum, conținutul acestei doctrine care este național-bolșevismul și al cărui alt nume, care este numele, ăsta e numele politologic, național-bolșevismul, numele geopolitic, este euroasiatism. Subiectul uman, acum citesc din Dugin, subiectul uman al celei de-a patra teorii politice poate fi întâlnit în conceptul heideggerian de Dasein, a fi aici. Dasein este o instanță concretă. Orice om și orice cultură posedă un Dasein. Am închis citatul. V-am dat acest exemplu ca să înțelegeți eclectismul referințelor lui Dugin. Și mai târziu o să fac o reflexie privitoare la acest stil de eclectism. Mai concret, spune el, viziunea importantă despre nous a filozofului grec Plotin corespunde idealului nostru. Deci, doctrina național-bolșevică are în centrul ei un subiect uman care reprezintă Dasein-ul lui Heidegger și elementul important care corespunde idealului nostru este viziunea despre nous a lui Plotin. Înțelegeți de aici ce doriți. În reflecțiile lui apare o critică a Occidentului care conține și tezele radical-relativiste, tipic postmoderne. El este împotriva postmodernismului, a spus-o. Deci teze tipic postmoderne care deconstruiesc noțiunea de realitate sau noțiunea de adevăr pe urmele lui Derrida, potrivit cărora aceste noțiuni sunt tipic culturii occidentale și nu se aplică în afara lor. Atunci când de Carvalho invocă realitatea obiectivă, Dugin replică că realitatea este o noțiune occidentală și ca atare ea nu se aplică, cum nu se aplică nici adevărul, altă noțiune pur occidentală, nu se aplică Rusiei. Deci Rusia trebuie tratată într-un fel care scapă categoriilor occidentale și în acest mod regăsim critica radical, nu, relativismul radical al postmodernismului, pe urmele deconstructivismului lui Derrida, pe care tocmai el îl combate ca fiind una dintre plăgile occidentale. Citesc din Dugin. Singurul lucru asupra căruia insistăm pentru crearea unei cooperări este înlăturarea prejudecăților anticomuniste și, de asemenea, antifasciste. Trebuie așadar să respingem ferm și anticomunismul și antifascismul. Am închis citatul. A patra cale, care stă la baza noii ordini mondiale, realizează, spune Dugin, vechea teorie a kremlinologilor occidentali, așa numită teoria convergenței, care prezigea sinteza formelor politice ale socialismului sovietic și ale capitalismului occidental. E complex, nu? În concluzie, citez,
Cred sincer că a patra teorie politică, național-bolșevismul și eurasiatismul, pot fi de mare folos pentru popoarele noastre, țările noastre și civilizațiile noastre. Cuvântul cheie, spune Dugin, este multipolaritate în toate sensurile, geopolitic, cultural, axiologic, economic și așa mai departe. Însă, spune el, sunt unii care gândesc diferit. Sunt cei care sunt împotriva... Nu. Cine sunt cei care sunt împotriva unui asemenea proiect? Cei care vor să impună uniformitatea, gândirea unică, un mod de viață unic, cel american, o lume unică. Ei sunt împotriva noastră. Profesorul Carvalho este unul dintre aceștia. De acum înainte știm acest lucru. Știm cine este dușmanul. Dezbaterea s-a încheiat, însă lupta noastră abia începe. Am închis citatul din Alexander Dugin. Rezumatul pe care l-am făcut al doctrinei eurasiatice și a doctrinei național-bolșevismului, deși a reținut numai anumite trăsături și nu detaliile, detaliile le găsiți în carte, este fidelă. Din acest motiv am vrut să folosesc cuvintele lui și nu cuvintele mele. Ce mi se pare extraordinar de interesant în această a patra cale este că i-a dispărut rușinea. În mod normal, în lumea în care noi trăim, adică o lume care are în spatele ei, în proximitatea ei, secolul 20, cu siguranță cel mai infam secol din istoria umanității, în care numai în tabăra comunistă statisticienii crimelor au numărat 140 de milioane de victime, numai în această tabără. Deci, o rușine te împiedică să revendici cu voce tare doctrine care sunt responsabile de asemenea ucideri în masă. După cum, dacă ne referim la Holocaust, la cel de-al doilea război mondial și la crimele care sunt puse în mod, care sunt depuse în mod direct cu doctrinele fasciste și naziste, și numeri zecile de milioane care vin dinspre acest tip de doctrină, să le invoci astăzi spunând că trebuie să înlăturăm câteva lucruri rele din ele și să păstrăm ce este bun în ele, după părerea mea, ca să nu spun alte cuvinte, dar este vorba de un moment în care rușinea a dispărut din spațiul public. După părerea mea, sentimentul de solidaritate în fața acestor democide și acestor genocide, prin democid înțeleg uciderea cetățenilor de către propriile lor guverne în timp de pace. Este o noțiune care a fost introdusă pentru a da seama de crimele totalitarismului care nu sunt legate de războaie, ci crimele care sunt în timp de pace împotriva propriilor cetățeni, democid. Deci, în cea mai elementară formă de reacție morală, de claritate morală față de existența democidului, este să nu reciclezi doctrinele care au împuternicit guvernele care le-au perpetrat, să nu reciclezi aceste doctrine ca doctrine refolosibile. Ăsta este un punct. Al doilea punct este extraordinara, tenacea, neverosimil de stupida și înverșunata ură împotriva capitalismului. Este absolut de necrezut. În termeni demografici, în termeni de prosperitate, în termeni de știință, în termeni de medicină, în termeni de igienă, în termeni de urbanism, în orice latură vreți, dacă faceți bilanțul între ce s-a întâmplat în umanitate până la Revoluția Industrială și să luăm grosomodo acest ca termen 1780,
Deci luăm totul, demografie, realizări, prosperitate, venit pe cap de locuitor, până la 1780. Și de la 1780 până astăzi, diferența este uriașă. În termen de grafic, orice ați spune în abscisă crește foarte lent, foarte lent până la 1780 și orice ați spune în abscisă, nivel de sănătate, venit pe cap de locuitor, produse tehnologice și așa mai departe, de la 1780 încoace, crește exponențial. Și care e diferența între ce a fost până la 1780 și ce este de la 1780 încoace? Termenul global este modernitate. Ce înseamnă modernitate? Sunt cel puțin patru elemente fundamentale. Unul este capitalismul, acest hulit capitalism. Am luat termenul de 1780 pentru că el reprezintă un termen plauzibil pentru a spune, pentru a marca introducerea sistemului de fabrică, adică a revoluției industriale în Anglia, care situează evoluțiile capitaliste într-o altă etapă care merge în continuare și astăzi. Al doilea element al modernității este spiritul științific, raționalitatea științifică sau, dacă vrem să vorbim în termenii lui Aristotel, este hegemonia rațiunii între facultățile sufletului. A treia trăsătură fundamentală este un nou raport între individ și stat, pe care noi îl exprimăm în multe feluri. Îl exprimăm ca drepturile omului, îl exprimăm ca domnia legii, îl exprimăm ca stat de drept, îl exprimăm ca individualism, cetățenie, constituționalism. Este un nou raport, sui generis, între individ și stat, care este tipic modernității. În fine, este punerea în aplicare a unui vechi dicton evanghelic, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, respectiv o separare a puterilor în cosmos, care în interiorul cetății, a vieții politice, se traduce ca fie secularizare, fie separare a bisericii de stat, în orice caz o separare a religiosului de politic, care face ilegitime din punctul de vedere al modernității a religiilor politice. Adică exact ceea ce criticele capitalismului din secolul 20, respectiv nazismul și comunismul, erau religii politice. Ele, ca critice ale modernității, sunt și antimoderne în mod radical, pentru că critică prin negație, este o critică exterminatorie, exact pilonii fundamentali ai modernității. Raționalismul științific, separarea puterilor în cosmos între religios și politic, capitalismul și ideea statului de drept, care este înlocuit cu statul totalitar. Ca atare, acele elemente doctrinare pe care Dugin le numește a doua cale și a treia cale, respectiv comunismul și fascism-nazismul, reprezintă forme radicale de antimodernitate politică care au condus la peste 200 de milioane de morți în secolul 20. Este inimaginabil ca o teorie politică care să critique modernitatea să fie construită astăzi pe aceste baze. În ideea că luăm ce este bun de la ele și păstrăm aruncăm la coș ceea ce este rău. De parcă în interiorul nazismului ai putea opera o distinție între ceea ce este bun și putem păstra și ceea ce este rău și trebuie să renunțăm. Adică cum ar veni un nazism cu față umană. Ceea ce ne propune Dugin ca fiind a patra cale reprezintă un comunism cu față umană, respectiv, vă rog să vă amintiți, 140 de milioane de morți făcute numai de regimurile comuniste în toată lumea, deci 140 de milioane de morți cu față umană și 6 milioane de evrei exterminați, un holocaust cu față umană. La asta adăugăm ce? O critică a postmodernismului și a globalizării care stă sub culpana a ceea ce pentru Dugin este Satana, respectiv Statele Unite ale Americii.
o notă importantă a dublinismului, a teoriei lui eurasiatice, este că oferă o doctrină politică pentru sentimentul care este astăzi din ce în ce mai răspândit în Occident și căruia inclusiv oficial ai Uniunii Europene sau ai guvernelor occidentale îi dau glas, este vorba de această stupidă, incredibil de stupidă și nerușinată pasiune colectivă care este anti-americanismul. Uneori se manifestă sub forme istețe. Închei imediat. Când se propune, de exemplu, să facă Uniunea Europeană o armată diferită de NATO, este de fapt o expresie aparent isteață a anti-americanismului, pentru că o armată a Uniunii Europene echivalează cu o trecere în rezervă a NATO-ului, iar NATO nu este nimic fără prezența americană pe continentul european. Iar alteori are forme explicit publice, cum sunt remarcele acestui nefericit președinte de Comisie Europeană, Jean-Claude Juncker, care se rățoiește la Statele Unite, dând glas unui foarte primar și nepotrivit pentru poziția pe care o ocupă, anti-americanism. Noua pasiune europeană este anti-americanismul. Între cele două războaie fusese antisemitismul. Astăzi, ce vedem, este un abia reținut critica la adresa statului Israel astăzi în Europa Occidentală ia note care amintesc de vechiul antisemitism și este un lucru care realmente te înfioară și ține de primul capitol recrudescența nerușinării în spațiul public astăzi. Am să închei prin un accent pe care nu l-am pomenit până acum și care este militantismul de națiune, de natură militară al doctrinei celei de-a patra căi. Citez din Dugin. Toți cei care au o analiză negativă asupra globalizării, a occidentalizării și postmodernizării, eu am o critică la adresa postmodernismului. Am o critică filozofică la postmodernismul filozofic, cel literar și artistic, îmi place foarte mult, n-am nimic împotriva lui, eu însumi sunt un postmodern în privința artistică. Dar filozofic am obiecții majore la postmodernitate. Mă recunosc cumva în acest tip de critică a postmodernismului? Absolut deloc. Deci chemarea lui, toți cei care criticați postmodernitatea, veniți sub faldurile celei de-a patra căi și a eurasiatismului, este absolut militară și ineptă. Toți cei care au analiză negativă asupra globalizării, a occidentalizării și postmodernizării ar trebui să-și coordoneze eforturile pentru crearea unei strategii de rezistență în fața răului omniprezent. Imperiul american trebuie distrus. Scopul meu este să recrutez soldați pentru lupta împotriva Occidentului și instaurarea Imperiului Eurasiatic Universal. Asta este cuvântul final al doctrinei eurasiatice. Este vorba de recrutare de soldați pentru o luptă în care filozofic este vorba de combaterea modernității, preluând obsesiile fantasmatice și criminale, genocidare ale anticapitalismului împotriva statului modern și împotriva secularizării, care sunt ale nazismului și ale comunismului, tradus politic prin lupta cu arme împotriva Statelor Unite, de fapt, ca să spunem pe șleau, și în favoarea Rusiei, succesoarea Uniunii Sovietice. Purtătorul de cuvânt al acestui vis geopolitic, Vladimir Putin, a spus că cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20 a fost prăbușirea Uniunii Sovietice. Deci nu a fost înființarea Uniunii Sovietice cu cortegiul de crime pe care l-a creat, ci prăbușirea ei. Deci nu instaurarea răului a reprezentat catastrofa geopolitică, ci salutarea prăbușirea răului reprezintă
Închei spunându-vă următorul lucru. L-am neglijat pe Octavul de Carvaliu și am greșit. Nu am avut însă la dispoziție nu am avut timp la dispoziție să-i fac loc. Pentru că vocea lui este complet diferită. Este o voce a raționalității, a informației științifice și a curajului moral. Pentru că nu o să găsiți o voce care schiaună, nu o să găsiți o voce care se lamentează, o voce care tremură și care spune cum a făcut comisarul pentru politică externă a Uniunii Europene, Mogherini, care a izbucnit în plâns când s-a întâmplat nu știu ce atentat. Nu izbucnești în plâns, nu. Trebuie să-i faci să tremure pe cei care au comis crima. Ori, el nu are vocea care tremură. Are vocea virilă a luptătorului, dar care este luptătorul individual, care știe în ce valori crede și care știe că această luptă merită dusă. Pentru că, în fond, este lupta pentru civilizația noastră și pentru toată diferența pe care o face evoluția lentă de 10 de mii de ani până în 1780 și evoluția spectaculos exponențială de la 1780 în pace, care este darul făcut umanității de către modernitate. Vă mulțumesc foarte mult, cumpărați această carte, citiți-o, meditați asupra ei și mai am un singur lucru de spus. Gândiți-vă la poziția voastră ca români în timp ce o citiți. Proiectul Eurasiatic este un proiect care, din punct de vedere național pentru români, este un proiect care pune în discuție și, de fapt, anulează statalitatea noastră. Amintiți-vă, vă rog, de pozițiile lui PPK. Atât din 1878, atunci când pacea de la Berlin ne-a impus pierderea Basarabiei de Sud, în favoarea aliatului nostru în războiul cu turcii, care ne-a adus independența, dar aliat care a staționat în România și care n-a mai plecat și care nu ne-a recunoscut cobeligeranța într-un secol, 19, în care de cel puțin 5 ori trupele țarului ne-au ocupat principatele. Ca români, amintiți-vă de această vână importantă din cultura publică românească, care este nu poziția antirusească, ci poziția lucidă a aprecierii faptului că, așa cum a spus pe Pecar, nimic cu Rusia în politică. Asta nu înseamnă o atitudine ostilă față de Rusia, absolut deloc, și suntem primii care să o recunoaștem, pentru că cultura română este o cultură care a fost extraordinar de deschisă pentru valorile culturii rusești. Îmi vine să spun, nicăieri nu s-au vărsat lacrimi de emoționalitate culturală față de sensibilitatea rusă, cum s-au vărsat în cultura română. Pentru că în privința asta românii sunt realmente înfrățiți cu rușii. Și Andrei Vieru, pe care l-am prezentat mai devreme, spunea, românii detestă atât de mulți pe ruși, pentru că cu mici excepții, sunt atât de asemănători cu ei. Deci, în privința asta, nu e nimic de adăugat, dar politic vorbind, este întotdeauna o privire de luciditate față de politica rusească, care s-a făcut întotdeauna, nu cu noi, ci împotriva noastră.